3 ianuarie anul 2021. Geneza. Un nume legat de Dumnezeu, ori de cărămizile și zmoala realizărilor noastre. Beniamin Fărăgău. Comentariul textului Geneza, capitolul 1, începând cu versetul 1, până la capitolul 11, versetul 9. Cu numele sfărâmat în pumn. Geneza, capitolul 1, versetele de la 1 până la capitolul 3, versetul 24. Povestea Palatului de Cristal sau istoria creației, a căderii și a răscumpărării. Punând accentul pe natura teocentrică a scrierii, structura ei slujește trei adevăruri teologice majore: creația, căderea și răscumpărarea. Primele două evenimente, creația și căderea, se consumă în capitolele 1 la 3 ale cărții Geneza. Iar împreună cu detalierea implicațiilor căderii asupra destinului omenirii, descrise în capitolele 4, începând cu versetul 1, până la capitolul 11, versetul 9, acestea creionează cadrul în care se va desfășura întregul proces al răscumpărării. Deși acest proces este declanșat de promisiunea lui Dumnezeu încă din Geneza, capitolul 3, versetul 15, el va începe să prindă contur abia din momentul chemării lui Avram. Cartea Geneza, capitolul 12. Primele 11 capitole ale Genezei rămân nu numai cele mai disputate, ci și cele mai importante, pentru că ele se constituie în temelia întregii revelații. Este deci firesc să ne întrebăm care este cheia interpretării acestor capitole. Cine a făcut cerurile și pământul? Am afirmat deja faptul că întreaga carte a Genezei este scrisă din perspectiva evenimentelor Exodului. Acolo, în creuzotul evenimentelor Exodului, s-a cristalizat teologia lui Moise, pe care el a comunicat-o apoi prin cartea Genezei, atât poporului Israel, cât și popoarelor din jur. Perspectiva din care a fost scrisă cartea Geneza și scopul scrierii ei. Pentru a respecta dorința lui Dumnezeu de a se face înțeles, Moise a fost obligat să preia tiparul după care i se revelase Dumnezeu însuși. Ca să se facă înțeles, Dumnezeu a vorbit în timp și spațiu, adaptându-și mesajul contextului cultural al vremii respective. Dumnezeu le-a vorbit lui Faraon și egiptenilor în termeni accesibili lor, referindu-se să intre în jocul lui Faraon pentru a se lăsa comparat cu Dumnezeii lui. Tot așa Moise a formulat istoria creației în termeni comparabili cu miturile sumero-acadiene și egiptene, dar a eliminat tot ceea ce nu era în armonie cu natura și caracterul lui Dumnezeu și a modificat în așa fel ceea ce a păstrat, încât să îl poată comunica pe acel Dumnezeu care i se revelase prin evenimentele Exodului. Acolo, în fața rugului aprins, Moise a aflat că
acela care îi vorbise, era cel ce este. Ca să-l comunice pe un astfel de Dumnezeu, Moise se vede obligat de pildă ca, în comparație cu miturile vremii, să sublinieze lipsa oricăror referințe la originea Dumnezeului său. La urma urmelor, ce ar fi putut să spună despre originea celui care pur și simplu este cel ce este? Iată de ce începe cartea Genezei așa cum începe. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Cartea Geneza, capitolul 1, versetul 1. Însă tot în focul evenimentelor Exodului, Moise l-a cunoscut pe cel care zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Psalmul 33, versetul 9. Căci el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Pe cel care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, iar ele vin în ființă. Era deci normal ca Dumnezeu să zică să fie lumină și era la fel de normal ca naratorul să adauge și a fost lumină. Geneza, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dar Dumnezeul revelat lui Moise în evenimentele Exodului era nu numai un Dumnezeu veșnic și atotputernic, la al cărui cuvânt au venit în ființă toate lucrurile, ci era și un Dumnezeu personal, care dorea să intre într-o relație personală cu creaturile sale. Cel puțin, lucrul acesta reiese din porunca pe care i-o dă Dumnezeu lui Moise. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece, ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Cartea Exodul, capitolul 4, versetele 22 și 23. Coordonatele unei astfel de relații s-au conturat tot acolo, în experiența Exodului. Așadar, Moise a fost obligat să prezinte un Dumnezeu aplecat asupra țărânii, ca să-l plămădească pe om după chipul și asemănarea sa, pentru o relație personală cu sine. Dar tot în mijlocul evenimentelor Exodului, Moise s-a întâlnit și cu dreptatea lui Dumnezeu, o dreptate manifestată în baza demnității și a responsabilității cu care Dumnezeu l-a îmbrăcat pe om. După cum Faraon a fost liber să aleagă neascultarea de Dumnezeu, tot așa omul a fost așezat de la început între bine și rău, având libertatea să aleagă. Iar pentru că responsabilitatea așezată pe umerii omului era reală, acestuia i s-a cerut o implicare directă, alături de Dumnezeu, în întregul proces care definește relația cu El. Domnul, Dumnezeu, a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să o lucreze și să o păzească. Cartea Geneza, capitolul 2, versetul 15. Să lucreze grădina și să lupte alături de Dumnezeu, ca să păstreze valorile pentru care a fost creat și mandatul care i s-a încredințat. Toate aceste adevăruri mari despre Dumnezeu, despre om, despre relația dintre ei, despre consecințele ruperii relației omului cu Dumnezeu, Moise le-a comunicat în termeni accesibili tuturor celor din jurul lui. Am putea oare la rândul nostru să facem același lucru pentru cei între care ne-a așezat Dumnezeu? Cum ar suna istoria omului și a relației acestuia cu Dumnezeu în tiparele familiare ale basmului românesc, curățit de aspectele care ar putea
distorsiona chipul lui Dumnezeu. Palatul de cristal. A fost odată ca niciodată un prinț. Era frumos la chip ca nimeni altul. Dar stai, cu cine ai fi îndrăznit să-l compari atunci când el este cel ce este, fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. În singurătatea lui celestă, prințul a alcătuit în sine însuși un plan cum n-a fost și cum nu va mai fi altul. Spre slava și spre bucuria sa, el a pornit să zidească un fascinant palat de cristal. A început prin a zice să fie lumină și a fost lumină. A chemat apoi o întindere între apele de sus și cele de jos, numind întinderea cer. La porunca lui apele au fugit de pe munți, lăsând să se vadă uscatul. Apoi, cuvântul lui a făcut ca uscatul să se acopere de verdeață. Ca să statornicească rânduiala modelată de cuvântul său, prințul a spânzurat de albastrul cerului luminători ai zilei și ai nopții. La cuvântul lui, animale de tot soiul au acoperit pământul, văzduhul s-a umplut de păsări, iar apele mărilor au început să mișune de pești. Prințul a privit o vreme, mulțumit, minunea palatului de cristal, dar în ochi i-a apărut o geană de întrebare. În tot ce crease era un singur cusur, palatul, deși era bun și frumos, era gol. Inima prințului căuta în el pe aceea pe care și-o dorea de mireasă. Atunci, el a luat țărână și a plămădit din ea o ființă după chipul și asemănarea sa. A suflat în nările ei suflare de viață și a așezat-o în palatul de cristal. În fiecare dimineață, răcoarea zilei, prințul venea să stea de vorbă cu mireasa lui. În fiecare dimineață, inima miresei începea să bată la gândul că își va oglindi fața în ochii iubitului ei. Și așa, în îmbătarea desăvârșitei bucurii, se adăuga dimineață la dimineață, până într-o zi, când în jurul palatului a început să se învârtă un străin. Era frumos la chip, mai frumos decât toate creaturile lui Dumnezeu. S-a apropiat, fluturând în mâini sclipitoarele falduri ale unei folii de argint. Cu mișcări largi și grațioase, ființa s-a rotit în jurul palatului de cristal, căutând ochii și inima miresei prințului. Curiozitatea ei era aliat, chemându-l parcă mai aproape, tot mai aproape. Orbită de dorința de a cunoaște și de a fi, mireasa n-a băgat de seamă că sclipitoarea folie de argint a ispitirii s-a înfășurat pe nesimțit în jurul palatului ei de cristal, până când, într-o dimineață, flămândă de acum după chipul prințului iubit, mireasa a pornit să-l caute cu privirea. Dar, în locul chipului său, ea și-a descoperit propriul chip. Abia atunci a băgat de seamă că frumosul palat de cristal a fost transformat într-o imensă sală a oglinzilor. În durerea ei, a început să zgârie pereții, încercând să smulgă folia de argint, dar brațele i-au căzut neputincioase. Folia stătea neatinsă și sfidătoare de cealaltă parte a peretului. La început în lacrimi, apoi, obișnuindu-se cu nimicul care i-a rămas, mireasa și-a căutat împlinirea în propriul ei chip, pe care îl privea zi de zi în oglindă. Cu timpul, chiar s-a îndrăgostit de el, părând că noua ei dragoste
a stins durerea pierderii mirelui iubit. Și așa, față în față cu propriul său chip, omul, căci așa se chema mirea sa, prințului etern, a înfășurat în jurul lui o istorie, în cadența propriului său mers. Privindu-se în oglindă, omul și-a văzut goliciunea. Iar atunci când a pornit să o îmbrace, a descoperit că haina a devenit mai importantă decât cel care o purta. A încercat să limite pe prințul care l-a adus în existență, mobilându-i universul cu frumusețea florilor, cu tablourile culorilor apusului și ale răsăritului de soare. Dar, în mâna lui, aranjamentele florale au devenit mai valoroase decât florile însele, iar tabloul a trebuit să cedeze locul semnăturii de pe el. În nevoia lui profundă de relații, omul a încercat să se apropie de semeni, oferindu-le cadouri. Dar, foarte curând a ajuns să îmbrace nimicuri cu hârtii din ce în ce mai colorate, ambalajul ajungând mai important decât darul pe care îl purta. Astfel, pas cu pas, istoria fațadei, a fățărniciei și a reclamelor s-a înfășurat tot mai mult în jurul omului. Această istorie și-a creat un mers al ei. Și pentru că mersul era dictat de omul care își trăia viața într-o imensă sală a oglinzilor, tot ceea ce atingea omul a pornit să îi reflecte chipul și propria lui slavă. Omul s-a declarat prinț peste imensa sală a oglinzilor și nimeni nu i-ar fi bănuit nefericirea dacă din când în când ridurile și lacrimile nu s-ar fi arătat de sub fardul așezat în straturi groase pe fața altădată frumoasă. Dar, într-o zi, când istoria ajunsese deja grea de așteptare, nemaiputându-și stăpâni iubirea, prințul a pornit de undeva, din transcendent, și cu puterea întrupării s-a prăvălit asupra peretului gros al închisorii oglinzilor omului, lăsând în urma lui o fereastră în formă de cruce. Cu semnele cuielor în suflet și pe trup, prințul a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Chipul lui era frumos cum nu era altul pe pământ. Privindu-l, omul a simțit cum se trezesc în adâncurile lui chemări de mult uitate. Era prima fereastră, după milenii de așteptare, spre limpezimea cerurilor. Îmboldiți de foamea lor după transcendent, prizonierii imensei săli a oglinzilor și-au oprit unul câte unul în fața ferestrei crucii, căutându-l pe cel al cărui chip ciobit chema încă din adâncurile lor. Când ochii celui dintre ei s-au oprit în ochii mari ai blândului prinț, mireasma îmbătătoare a nașterii din nou i-a cuprins ființa. A căzut în genunchi, copleșit de hidoșenia pe care o zărea în oglindă, în oglinda chipului din fața sa. Dar în loc de mustrare, a simțit cum mâinile mari ale divinului prinț așează pe umărul lui efodul preoțesc, iar pe deget verigheta legământului, în timp ce vocea-i inconfundabilă de domn săpat pe tăblia inimii celui regăsi mandatul preoției. Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului
vor fi binecuvântate în tine. Geneza, capitolul 12, versetele 1 la 3. Ani mai târziu, înainte ca prințul să se reîntoarcă în țara din care a venit, i-a privit pe ai săi și le-a zis: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 1 la 3. Apoi le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 14 și 15. Și le-a zis: mergeți și pe drum propovăduiți și ziceți: împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 5 la 16. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. De 2000 de ani, drumurile prăfuite ale istoriei sunt călcate de picioarele celor care aduc vestea bună, dar cei care se opresc în fața ferestrei crucii sunt puțini, iar cei mai mulți dintre aceștia nebăgați în seamă. Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetele 21 la 31. Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul.
Cu toate acestea, privindu-se fericiți unii pe alții, cei regăsiți pornesc să îngâne: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. 1 Epistola lui Ioan, capitolul 3, versetele 1 și 2. Între timp, în jur, în imensa sală a oglinzilor, mersul lumii acesteia târăște zgomotos după el masele de oameni, îmbătându-i cu vinul iubirii, respectiv al afirmării de sine. Înstrăinarea de Dumnezeu le-a defocalizat alergarea și a accelerat-o, dar în direcție opusă, în direcția negăsirii de Dumnezeu, a negăsirii de sine și a negăsirii de semeni. În pofida durerii, care a marcat fiecare colț al Universului, imprimând în textura lui însemnele deșertăciunii, omul continuă căutarea furibundă a binecuvântării. Și deși ea se află acolo, căci însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se vă lămuri de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. Epistola lui Pavel către Roman, capitolul 1, versetele 19 și 20. Sclipirile oglinzii fură privirile căutătoare ale omului, ademenindu-l cu propriul său chip. Și astfel, căutările îi sunt întâmpinate de negăsirea de Dumnezeu. Dar, cu cât mai aprigă îi este dezamăgirea, cu atât mai mult îi se întețește căutarea, pentru că atunci când Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Geneza, capitolul 1, versetul 26. Adânc în El s-au săpat trei nevoi fundamentale: nevoia de transcendent, nevoia de semnificație și nevoia de comunitate. Cele trei nevoi definez dependența lui de Dumnezeu, valoarea lui derivată, respectiv natura lui comunitară. Fiind creat după chipul lui Dumnezeu, omul este legat de el. Sănătatea lui spirituală atârnă de relația sa cu Dumnezeu. Ori de câte ori între el și Dumnezeu se interpune păcatul, omul se desface, adică, odată înstrăinat de Dumnezeu, el se înstrăinează de sine însuși și de semeni. Alienarea de Dumnezeu adâncește în om nevoia de semnificație și, oricât de mult și-ar înteți alergarea și încercarea de a o umple cu lucruri străine de Dumnezeu, hăul deșertăciunii se cască tot mai înfricoșător în el. Fiind creat după chipul lui Dumnezeu, regăsirea și liniștirea lui de Dumnezeu dovedește că valoarea omului nu este în el, ci în Dumnezeul de care este legat. Omul are, deci, doar o valoare derivată. Atunci când acceptă starea normală pentru care a fost creat, atârnarea de Dumnezeu, el își recapătă valoarea sau, altfel spus, îi este împlinită nevoia de semnificație. Nevoia de comunitate a omului derivă din natura triună a Creatorului, după al cărui chip a fost plămădit. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Geneza, capitolul 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele
care se mișcă pe pământ. Și este săpat adânc în codul său genetic. Tocmai datorită acestui fapt, alienarea față de semeni îl strivește, dar aceasta este rezultatul alienării față de sine însuși. Numai cel care s-a regăsit pe sine, cel care s-a acceptat și care poate deci să trăiască în pace cu sine însuși, va putea trăi în pace cu semenii lui. La rândul ei, relația cu sine însuși depinde de relația cu Dumnezeu. Atâta vreme cât alienarea față de Dumnezeu n-a fost rezolvată, absența lui Dumnezeu din om nu îi va îngădui acestuia să se liniștească, să se regăsească. Astfel, cele trei nevoi fundamentale ale omului sunt legate la oaltă într-o structură unitară, în care ordinea de prioritate în satisfacerea sau în neglijarea lor este clar definită. Piatra unghiulară este și rămâne nevoia de transcendent. Neîmplinirea acestei nevoi îmbolnăvește omul pe celelalte două planuri, iar împlinirea ei îl vindecă. Primele 11 capitole ale Genezei au fost scrise, probabil ca să ne ajute să înțelegem ce se întâmplă cu omul atunci când se rupe relația sa cu Dumnezeu. Istoria lui Cain și Abel va porni să desfășoare înaintea ochilor noștri această poveste. Geneza, capitolul 4, versetele 1 până la capitolul 5, versetul 32. Un nume legat de realizări culturale sau de Dumnezeu. Un nume legat de realizări culturale sau de Dumnezeu. Pentru că am vorbit despre nevoia profundă de semnificația omului, nu este greu să dăm sensul cuvenit termenilor din titlul acestei secțiuni. A-ți face un nume sau a avea un nume are de a face cu împlinirea acestei nevoi. Am văzut deja că ea este comună tuturor oamenilor, celor care au fost creați după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Cele două linii genealogice pe care le prezintă primele 11 capitole ale Genezei nu diferă deci în ceea ce privește existența acestei nevoi, ci doar în modul cum încearcă fiecare să o împlinească. Dar să lăsăm Scriptura să ne prezinte contextul, acțiunea și personajele narațiunii biblice. Două linii genealogice sau două moduri de a-ți face un nume. Dacă răsfoim împreună primele trei capitole ale Genezei, înaintea ochilor noștri se va depăna povestea Palatului de Cristal. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ne spune Moise în primul verset al Scripturii, pentru ca apoi în restul capitolului să asistăm la chemarea în existență a elementelor creației, lumină din întuneric, ceruri între ape, uscatul în mijlocul mărilor, verdeață pe fața uscatului, iarbă cu sămânța ei și pomi după soiul lor, cu rodul lor specific, apoi luminătorii, pe firmamentul cerului, viețuitoarele pe uscat în aer și în apele mărilor. La urmă, Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27. Iar actul creației se încheie cu odihnirea Creatorului la gândul că toate cele ce fuseseră făcute erau foarte bune. Geneza,
capitolul 1, versetul 31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Cu această liniște a lucrului bine făcut, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Geneza, capitolul 2, versetele 15 la 17. Deși persoana și acțiunea celui rău apar abia în capitolul 3, cuvintele lui Dumnezeu spuse omului în capitolul 2 ne atrag atenția asupra faptului că binele în care a fost așezat omul era un bine pervertibil, iar pervertirea lui avea să fie aducătoare de moarte. Să fie oare aceasta libertatea pe care Dumnezeu a acordat-o creaturii sale? Să fie oare acesta punctul de origine al celor două linii genealogice despre care vorbim, sau el trebuie mutat mai departe în actul propriu-zis al căderii? Dar să vedem ce se întâmplă în continuare. Pervertirea binelui a început în momentul în care șarpele și-a permis să pună sub semnul întrebării cuvântul lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Cartea Geneza, capitolul 3, versetul 1. Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Iar atunci când femeia a respectat porunca Domnului și consecințele călcării ei, șarpele s-a ridicat cu nerușinare împotriva lui Dumnezeu, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că, în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Geneza, capitolul 3, versetele 4 și 5. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că, în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dacă citim istoria în continuare, s-ar părea că diavolul a avut dreptate și Dumnezeu însuși pare să confirme lucrul acesta. Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Geneza, capitolul 3, versetul 22. Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Însă minciuna poate fi și o jumătate de adevăr, nu neapărat un neadevăr de la cap la coadă. Și tocmai lucrul acesta s-a întâmplat acolo în grădină. Diavolul i-a spus omului doar jumătate de adevăr. A fi ca Dumnezeu nu înseamnă doar să ajungi să cunoști binele și răul, ci și să ai puterea de a face întotdeauna binele și niciodată răul. Ori falsa îndumnezeire la care a ajuns omul se dovedește în capitolele următoare. Omul pare să fie ajuns ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul, dar s-a dovedit că nu a avut niciodată puterea să facă binele, ci doar răul. În pofida avertizării directe din partea lui Dumnezeu, Cain se ridică împotriva fratelui său și-l omoară. Iar pe paginile care urmează, Domnul trebuie să constate cu durere că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile
gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Geneza, capitolul 6, versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Alegerea pe care a făcut-o Adam a pornit omenirea pe linia morții. Adam este izgonit din grădină, iar pământul întreg ajunge blestemat din pricina lui. Cain își ucide fratele din invidie și întețește astfel blestemul. Foarte curând omenirea întreagă este azvârlită în dezastrul potopului. De pe această linie genealogică a morții se desprinde însă Set. Pe vremea sa și în jurul lui au început oamenii să cheme numele lui Dumnezeu. Spune Moise în încheierea capitolului 4, iar imediat în capitolul 5 avem linia genealogică a lui Set. Să analizăm cele două linii genealogice. Linia genealogică a lui Cain. Geneza capitolul 4, versetele 1 la 24. Sau un nume legat de realizări culturale. Linia genealogică a lui Cain se conturează începând cu momentul în care cei doi frați, Cain și Abel, își aduc jertfele înaintea lui Dumnezeu. Textul nu precizează motivul pentru care unul este primit, iar altul este respins de Dumnezeu, dar detaliază consecințele acestui fapt. Neacceptarea jertfei lui Cain de către Dumnezeu dovedește că relația dintre cei doi era ruptă. Ca urmare, Cain se desface de tot, se mânie pe Dumnezeu, îi pierde liniștea lăuntrică, ura și gândurile ucigașe luând locul păcii și al bucuriei. Înstrăinarea de Dumnezeu a dus la înstrăinare de sine și la înstrăinare de semeni. Cain s-a mâniat foarte tare. I s-a posomorât fața și Domnul a zis: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Geneza, capitolul 4, versetele 5 la 8. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Geneza, capitolul 4, versetele 5 la 8. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. În spatele și la originea a tot ce s-a petrecut a fost de fapt alienarea lui de Dumnezeu. Aceasta a răbuvnit din el atunci când Dumnezeu l-a confruntat cu faptele lui. Domnul a zis lui Cain: unde este fratele tău Abel? El a răspuns: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Geneza capitolul 4, versetul 9. Ca și cum i-ar fi spus lui Dumnezeu: lasă-mă în pace. Mânia și răzvrătirea sa împotriva lui Dumnezeu au atras asupra lui blestemul. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului. Geneza, capitolul 4, versetul 16. Apoi
Cain, a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. În termenii în care îi vorbise Dumnezeu lui Adam, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Geneza, capitolul 2, versetul 17, această ieșire din fața lui Dumnezeu a însemnat moartea, iar moartea se vede din roadele ei, din tiparul pe care îl imprimă în viața și în istoria omului. Să urmărim acest tipar în viața și în istoria lui Cain. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, în țara Fugii, la răsărit de Eden. S-a căsătorit, iar primului său fiu, lui Enoch, a pornit să-i zidească o cetate. Moartea de care a murit, ieșind din fața lui Dumnezeu, nu i-a secat izvorul energiilor creatoare. Dimpotrivă, pare să i le fi înmulțit, iar lucrul acesta este adevărat pe toată linia urmașilor săi. Enoch a fost tatăl lui Irad. Irad a fost tatăl lui Mehuiael. Mehuiael a fost tatăl lui Metușael. Iar Metușael a fost tatăl lui Lamech. Geneza, capitolul 4, versetul 18. Dar nu simpla succesiune a generațiilor trebuie remarcată în genealogia lui Cain, ci remarcile pe care le face autorul cu privire la descendenții lui. Ada a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Țila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Geneza, capitolul 4, versetele 20-22. Moise pare că se străduiește să sublinieze faptul că pe linia genealogică a lui Cain trebuie căutați toți capii școlilor culturii acelor vremuri. După criteriile noastre de evaluare, moartea, despre care le vorbise Dumnezeu primilor oameni, în cazul lui Cain și al urmașilor lui, în loc de a fi un lucru de lepădat, ar putea părea un lucru de dorit. Tocmai de aceea autorul Genezei se grăbește să așeze încă un element în tabloul pe care îl zugrăvește. Toată această linie genealogică se termină într-un deplorabil dezastru moral. Pe lângă faptul că Lamech ucide cu sânge rece, el își arogă pe deasupra și poziția de Dumnezeu, decretându-și propria protecție. Cartea Geneza, capitolul 4, versetele 23 și 24. Lamech a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu, nevestele lui Lamech, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lamech de 70 de ori câte 7. Linia genealogică a lui Set. Geneza, capitolul 4, versetele 25 până la capitolul 5, versetul 32. Sau un nume legat de Dumnezeu. Istoria lui Set și a urmașilor lui începe banal și, după sistemul de valori al lumii acesteia, ea continuă în același ton. Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă sa. Ea a născut un fiu și i-a pus numele Set, adică înlocuit. Căci, a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Geneza, capitolul 4, versetele 25 și 26. Cine ar sesiza forța acestui început aparent slab dacă n-ar exista istoria de pe paginile precedente? Atunci când
sub ochii scrutători ai lui Dumnezeu, păcatul a fost scos la iveală, în toată hidoșenia lui. Și când, în auzul tuturor, sentința a fost rostită asupra fiecărei părți implicate, paradoxul a fost ca, în mijlocul pedepsei, omul să deslușească Evanghelia. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, i-a spus Dumnezeu șarpelui. Aceasta-ți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Geneza, capitolul 3, versetul 15. După spusele lui Dumnezeu, singura nădejde a omului urma să fie sămânța femeii. Nimic altceva nu urma să rezolve problema lui esențială. Toate eforturile omului, de orice natură ar fi fost ele, i-ar fi lăsat neîmplinite așteptările. Tocmai nădejdea ancorată în promisiunea lui Dumnezeu privind sămânța femeii răzbate din cuvintele Evei, care deschid lista liniei genealogice a lui Set. Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Geneza, capitolul 4, versetul 25. Imediat după aceea, istoria pare să fie resetată. Cain este scos din cartea neamurilor lui Adam, lăsând ca nădejdea împlinirii promisiunii făcute de Dumnezeu să curgă pe linia lui Set. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om, în ziua când au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu, după chipul și asemănarea lui, și i-a pus numele Set. Geneza, capitolul 5, versetele 1 la 3. Din punct de vedere stilistic, întregul capitol 5 este construit în așa fel încât să atragă atenția asupra lucrurilor esențiale pe care autorul a dorit să ni le comunice. Monotonia genealogiei este întreruptă doar de câteva detalii. Primele sunt legate de Enoch, celelalte de Noe. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch, conform Genezei, capitolul 5, versetele 21 și 22, a mai trăit 300 de ani și a născut fii și fiice. Ar fi trebuit să continue textul, dacă singura dorință a autorului ar fi fost să ne informeze asupra cărții neamurilor lui Adam. Geneza, capitolul 5, versetele 21 și 22. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Dar autorul întrerupe monotonia genealogiei, înserând câteva detalii legate de Enoch. Se pare că la nașterea lui Metusala, Enoch a avut o experiență care i-a marcat în mod ireversibil viața. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Geneza, capitolul 5, versetele 22 la 24. Repetarea faptului că Enoch a umblat cu Dumnezeu subliniază caracterul intenționat al acestei incluziuni și ne obligă totodată să o legăm de nota din capitolul 4, versetul 26. Atunci au început oamenii să cheme numele lui Dumnezeu. Și de cea din capitolul 6, versetul 9, Noe umbla cu Dumnezeu. Vom reveni asupra acestor observații mai târziu. A doua categorie de detalii care întrerup firul monoton al genealogiei este legată de nașterea lui Noe. La vârsta de 182 de ani, Lamech
a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, adică mângâiere, zicând: acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat Domnul. Geneza, capitolul 5, versetele 28 și 29. În gura lui Lamech, numele lui Noe pare să fie strigătul nădejdii ancorate în promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o primilor oameni, în cartea Geneza, capitolul 3, versetul 15. Ori, tocmai lucrul acesta conferă unitatea liniei genealogice a lui Set și o deosebește de cea a lui Cain. Se pare că nu la întâmplare detaliile sunt legate de numele lui Enoch și de cel al lui Lamech. Cele două nume le regăsim și pe linia genealogică a lui Cain. Și unii și ceilalți sunt descendenți ai aceluiași Adam, în auzul căruia s-a rostit blestemul, dar felul în care ne sunt relatate genealogiile lui Cain și Set ne ajută să observăm modul total diferit în care atât cei doi, cât și descendenții lor s-au raportat la blestemul rostit de Dumnezeu. Primii, pare să ne sugereze autorul, au încercat să rezolve blestemul prin opintirile lor culturale. Ceilalți, prin atârnarea lor de Dumnezeu. Primul, Enoch, și-a legat numele de cetatea pe care i-a zidit-o tatăl său. Al doilea, de Dumnezeu. Primul, Lamech, alege linia auto-îndumnezeirii. Cel de-al doilea se pleacă înaintea promisiunii suveranului Dumnezeu, așteptând soluția venită din mâna lui. Cele două linii genealogice au creionat două istorii distincte. Prima se desfășoară în sclipirile oglinzii și este caracterizată de afirmarea de sine, ridicată la rang de virtute și râvnită de toți cei care se zbat în zadar să-și umple astfel golul interior. A doua se plămădește în fereastra crucii, din postura închinării celor care, proslăvindu-L pe Dumnezeu ca Dumnezeu, rămân într-o totală atârnare de El. Cele două istorii, care se îngână pe aceeași planetă, se oferă fiecărui muritor născut pe meridianele ei, ca răspuns la adânca nevoie de semnificație, ferecată în vestigiile chipului lui Dumnezeu cu care se naște omul, obligându-l la o alegere. Să fie semnificativ prin Dumnezeu sau prin propriile lui eforturi. Dacă ar fi ca statisticile să definească normalul pe planeta noastră, mersul lumii acestea a hotărât deja pentru fiecare dintre cei ce își caută împlinirea nevoii de semnificație. Imensa autostradă a afirmării de sine prin propriile opintiri culturale este prea îmbietătoare pentru fiecare încât să o poată refuza. A alege atârnarea de Dumnezeu înseamnă să dorească să se facă nebun de dragul lui, înseamnă să aibă curajul să iasă din țara sa, din rudenia sa și din casa tatălui său și să trăiască în țara atârnării de Dumnezeu. Înseamnă să se dezlipească de cărămizile și de zmoala afirmării de sine pentru a lăsa pe Dumnezeu să-i facă un nume și aceasta în termenii lui și la timpul hotărât de El. Amin.